Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Am venit la șef la cuțite, odată pentru că Bogdan, iubitul meu, m-a împins și a zis că gătesc extraordinar și vreau să văd dacă eu chiar gătesc extraordinar, adică poate el este subiectiv. Cum v-ați cunoscut voi doi? Am decis să fac o schimbare majoră în viața mea și am căutat un apartament nou, drăguț, l-am găsit și la blocul la care am găsit, un bloc în care am găsit apartamentul, l-am găsit și pe Bogdanel. Chiracole! Luase și el. Ai luat apartamentul cu Bogdan. Practic, luase și eu apartamentul meu. Și luase și el, se mutase de vreo 3 zile, da. Practic, noi am fost vecini și la bloc ne-am cunoscut. Și el a fost motivul pentru care am venit la șef la cuțite, pentru că când m-am mutat în bloc, am găsit. Și l-a zis, este extraordinar, nu vine să crezi, ce bine gătești, este extraordinar. Este păcat ca mâncarea asta să rămână doar în bucătăria asta. Oh, el e iubitul meu, mă, nu mai pot după el, mă. Sunteți foarte simpatici. Jur că sunteți simpatici. Da, e un băiat extraordinar, așa de mult mă bucur că l-am cunoscut. Da, el mi-a schimbat viața. Astăzi voi găti o rețetă pe care am învățat-o în Bahrain, orez biryani cu butter shrimp și raita. Mă numesc Valentina Ionis, am 38 de ani. Am terminat facultatea de comunicare și relații publice cu gândul de a lucra în publicitate și mass media, că asta era și specializarea. În același timp trebuia să-mi iau un job și m-am angajat în casino. Am stat acolo o perioadă, după care unii dintre colegii mei au început să plece pe vas. Bineînțeles că mi-am dorit și eu să plec, că doar nu era să fiu eu cel mai prost din curtea școlii. Pe vapor viața este extraordinară. Mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că am reușit să ajung în locuri în care nu aș fi ajuns niciodată, am reușit să cunosc oameni și culturi pe care nu le-aș fi cunoscut niciodată și am fost într-un restaurant unde a fost Leonardo DiCaprio în Bora Bora. Extraordinar! Încrederea pe care mi-a dat-o călătoritul și toate au dus în direcția asta cu gătit. Eu niciodată nu am știut să gătesc după rețete, întotdeauna gătesc din ochi. Voi prepara creveții cu sosul aferent, care este făcut din ceapă călită, usturoi, ghimbir proaspăt, date prin răzătoare. Ce să vă zic, toată noaptea azi noapte, până la 3 dimineața m-am gândit la plating. Voi adăuga garam masala, cuișoare, cardamon, pudră de lămâie neagră. Ne apucăm de plating pentru că nu mai avem timp. Este o rețetă foarte aromată, puțin picantă. Sper să-i placă și domnului Bontea. Vă doresc poftă bună și vreau să știți că am făcut-o cu dedicație și cu dragoste, acest preparat. Tiri-da-dam, tari-da-dam, tam. Tiri-da-da-da, tiri-da-dam, pari-da-dam, tam, pari-da-dam, tam. Da, 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 da. Oh, oh, oh. Într-una e țuică. Aia de la jumate. A treia. Deci, a treia? A treia e țuică. Eu cred că asta care e separată. Păi nu știu că e prea aproape, prea aproape. Păi aia, cred că... Hai să vedem unde le oprește, mă, ciucă. De-a patra. Ia, să stai, mă. Dacă asta oprește în mijloc... Da, aia e a mea, mijlocul e țuică. Și tu n-ai voie, da. Că știu oamenii că ești penticostat. Ia, mă, să vedem ce ești. Nu e, mă, nu e țuică. Iha, bă, dar de ce? Asta e crevete cari? Da. Cari, iaurt. Vrei sos de iaurt? Da, bă, dacă l-a pus, nu? Am niște emoții de... Cred că îmi trebuia și mie un susținător. Diana Jones. Inchigidana, inchigidana, da, leu, pardana, inchigidana. Are sumac? Gori, mă. Nu, dar are sumac sau mi se pare? Da, e un condiment pe care l-am adus eu din Qatar. Are ceva picant. De ce, să simte în dinți ceva? Mamă! Eu că încerc să dau de niște stafide pe aici. Nu e picant. E foarte picant. Nu e foarte picant, e un pic de tot. E ceva mic, că nu e peste tot. Cări indian este picant, nu, e pe peste tot. Se pare foarte parfumat. Iute nu este deloc. Mi-aș fi dorit să ia și cu raita. Are o acreală ciudată. Da. Cred că are zeamă de lămâie. Are zeamă, da. Sau. Are zeamă de lime. Sau zeamă de lămâie sau zeamă de lime, dar e ceva acrișor. E foarte parfumat. Ba, ce apare? După cum e gătită, nu e indian. Ba, e indian?
Deci e din Pakistan, nu e din India. Hai să votăm, băi! Hai! Ce votează? Nu mai știu, eu sper că... Măcar două cuțite. Foarte bună, mă, nene, mă. Foarte bună farfuria. Bogdanele, numai tu ai zis să venim. Și eu să trăiesc emoțiile. Bună seara. Pakistan, da. Bună seara. Care, seara, care. Deci nu vine să cred că vă văd în persoană. Seara, care, sunteți care. Extraordinari. Cine sunteți? Ușor că trastor. Eu sunt, mă numesc Valentina Ioniță, locuiesc în București. Eu am fost dealer în casino, după care am plecat pe vase de croazieră. Am stat vreo 4 ani de zile, a fost foarte mișto, după care am renunțat, mi-am dat demisia și am venit din nou în țară. Și am decis să plec în Bahrain, unde stătea sora mea. Bahrain. În vacanță, da, Bahrain. Să văd cum este. M-am căsătorit între timp cu tipul cu care am fost pe vapor, că trebuia, dacă te duci în țara arabă, trebuie oarecum să... Să fii căsătorită, să fii protejată. Da. Exact. Și te duceai pe viza lui, mă rog, niște chestii din astea de logistică mai mult. Ne-am căsătorit și după 3 luni am divorțat. Eu mi-am găsit de lucru acolo, am lucrat în... m-am angajat la un spa și am fost make-up artist. Eu făcusem un curs de machiaj în România și mi-am găsit un job într-un spa foarte faimos, la care venea toată familia regală din Bahrain și își făcea păr, machiaj și toate lucrurile de înfrumusețare. Și ajunsesem să mergem și la nunțile lor și ajunsesem să machiem și oameni din familia regală și să stăm după ei toată noaptea, pentru că ei schimbă outfiturile de 3 ori, își pun coroane de aur, nunțile sunt separate, femei cu bărbați. La 12 noaptea vin bărbații, atunci ele trebuie să fie extraordinar de frumoase, strălucitoare și toate cu sclipici din cap până în picioare. Bineînțeles că și în acest salon lucra un libanez, de care m-am îndrăgostit. Foarte drăguț, pentru mine era cu totul și cu totul altă lume, alt look, alt bărbat, ce să vă zic, și m-am îndrăgostit. Ne-am îndrăgostit și el de mine și eu de el. Și am zis, el atât de atașat de familie și de mamă, și a zis, nu mai vreau să stau aici, vreau să mă mut în Liban. Și de acolo a venit jihadul. Pentru că maică-sa cred că nu, adică nu, nu cred. Nu, mă, calea aia nu-i plăcea despre mine. Ea a încercat să facă tot posibilul să plec. La un moment dat, eu nu am mai dorit, n-am mai vrut să mai stau cu ei în casă și m-am mutat la o prietenă pe care o cunoscusem în Bahrain și m-am mutat la ea în casă. M-am despărțit de libanez. Deci nu-mi spune. Ba da, ce? Nu-mi imediat. Spune că te-ai îndrăgostit din nou. Ei, stai că nu m-am îndrăgostit. Mai nașpa. Într-o seară stăteam și mă uitam la un film și au intrat 3 domni în casă. Eu am crezut că sunt servitorii lor, că ei aveau casa și lângă aveau niște căsuțe unde aveau indieni care aveau grijă de grădină, de casă, de tot. Și la un moment dat domnul și-a tras de pe spate o pușcă și mi-a pus-o la cap și m-au jefuit. Mi-au luat laptop, bani, geantă cu tot ce aveam, eu cu pașaport, cu tot. Și am rămas fără nimic. Wow. Deci în casa acolo? În casa lor. Ei plecaseră în Bahrain și rămăsesem doar eu cu nana, cu mama doamnei care stătea acolo, care avea vreo 90 de ani. Am rămas fără pașaport, m-am dus, mi-am făcut pașaport. Mi-am făcut pașaport de o zi, am reușit să plec. În 2010 am ajuns acasă, în România din nou, și am plecat din nou pe vapoare. Ți-a plăcut... bicicleta, nene, ai pedalat, și am stat pe vapoare încă vreo 5 ani. Între timp, în ăștia 5 ani, la un moment dat, sora mea s-a mutat în Qatar, pentru că soțul i s-a oferit o slujbă foarte bună și s-a mutat în Qatar. M-am dus acolo în vacanță, mi-a plăcut și am plecat și în Qatar. Și te-ai îndrăgostit în Qatar? Nu! Greșit! Nu cred așa ceva. M-am îndrăgostit pe vapor și l-am luat pe ăla de pe vapor și l-am dus și pe el în Qatar. Foarte drăguț. Ăla ce nație? Ce nație? Ăla era român. Da, el era român, inginer, din București. Din nou, o relație total eșuată. Nu pot să cred. Dar cum? Dar lăsați, n-ai cum. Dar ce, eu credeam deci ești campioană mondială la relație eșuată. Băi, nu multe, dar paradite rău de tot. Campioană la ghinion. Da, da, da. Deci, în maxim 17 ani ai adunat și tu...
6 eu cred că nu a fost, pentru că acum sunt ceea ce sunt datorită experiențelor pe care le-am avut. Clar, clar. Adică și acum ești fericită? Să vă spun. Nu în, cred, dacă zici cu nu e cu da, în 2016 am venit, stați așa. Așa, ia zi. 2016 m-am întors în România, 2 ani de zile am stat singură. Vai, nu cred. Băi, toate... N-ai cum. N-ai cum. Băi, stai puțin. Am fost așa, mai era un dating mai așa, dar nu nimic serios. Normal, nu se pun. Așa. Și am zis, trebuie să mă înfrunt frica singurătății. Și am stat 2 ani de zile singură. După aia urmezi tu, gata, am înțeles. Mi-am vrut apartamentul din Băneasa și m-am mutat în Pipera. N-ați muncit degeaba atâta, toată viața. Așa, și ce ați făcut? L-ați cunoscut pe ăsta, care nu vreți să vă mai căsătoriți, dar vă iubiți. Tu, Tom. El avea în același bloc apartament. La etajul 2. Eu mi-am luat apartament la etajul 2. Practic, eram vecini. Vecini de palier. Și ne-am îndrăgostit. Okay. Și acum trăim, să vă spun. El stă în apartamentul lui, eu stau în apartamentul meu. Și vă întâlniți pe hol. Și ne întâlnim când ieșim, el zice în cât timp ești gata. În jumătate de oră. Și pe hol ne întâlnim. Hai, văzut. Plecăm sau vine el și ciocăne la ușă, hai, ești gata. Pe cuvânt, deci nu... Realist vorbind, tu ai o relație cu vecina. Exact. Și gătim la el, ne uităm la filme, nu știu ce. Dacă avem chef să dormim împreună, dormim împreună. Dacă nu, mă duc la mine și... La el sau la tine? La el. Ia acasă? Vorbește așa într-una? Într-una? Nu. Nu? Nu vorbește de emoții acum. Eu n-am auzit-o niciodată vorbim în halul ăsta. Vai, ce minunat sunteți. Așa vorbești mult mereu. La cât ai vorbit? Nu știu dacă îți dai seama că vorbești de 25 de minute singur. Noi n-am zis nimic. Mi se pare mai mult. O jumătate de oră singură, singurică. Și ai și debit. Da. Hai, bea. Sper că am lasă, bea. Uite, mă, că taci. Nu-mi vine să cred. Nici nu. Deci când bea apă nu vorbește repede. Păi, eu vorbesc așa de repede pentru că... Lasă, ai puțin mai timp. Mai bea puțin apă. Da, gata, nu mai. Scăpați din mai bea puțin apă. Hai că vă povestesc un pic de mâncare și gata. Atât. Deci, mâncarea, să vă zic cum s-a inventat această mâncare. Îmi pare rău de orez că nu mi-am adus eu acasă pentru sumac? Că... Ăsta este un condiment pe care eu l-am folosit, care are în combinație și sumac și lămâie neagră măcinată. Asta era croacșa da. Aici. Mm-hmm. Așa, are lămâie neagră măcinată, sumac, am folosit și garam masala și încă dar un... ce mâncare e? Este un orez, știți de biryani rice. Așa. Hey, dar există și o versiune mai scurtă de biryani rice. Păi, să nu stai... De ce nu ne-ai zis de aia până acum? Ai luat varianta lungă. Și, deci ai și o variantă scurtă. Asta, da. Okay. Capul, adică. Și este o variantă scurtă de biryani rice pe care eu am învățat să o fac când am stat în Bahrain de la mama cumnatului meu. E o doamnă la vreo 80 de ani care gătea pentru toată familia și făcea un butter shrimp. Ne întoarcem în Bahrain, nu se poate, nu mai rezist. Nu mai puteți? Gata. În Bahrain e foarte cald, a zis că dacă ne întoarcem în Bahrain e prea mare căldură. Și da, vă e frică să ne întoarcem din nou acolo. Anyway, ce-am făcut? Ce-am făcut este un butter shrimp. Da, este un butter shrimp, de obicei indienii fac butter chicken. Este un butter shrimp cu biryani rice. Dar de unde ai învățat tu să faci treaba? Și-am făcut raita. Cât am stat în Bahrain, sunt foarte mulți indieni acolo. Și bineînțeles că am cunoscut și ne întâlneam și mâncam. Și îmi plăcea să învăț, să stau lângă ei și să-mi arate cum gătesc. Dar tu de unde ești? Eu sunt din... Acum? În general? Așa, din București. Sigur? Da. Mama mea m-a născut la Plăști, acolo a apucat-o și am plecat la București. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.